Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, am avut zilele trecute în studio o scurtă discuție despre anunțul făcut de Toyota privind super bateriile pentru mașini electrice, pe care această companie susține că le va lansa în următorii ani. Toyota nu e prea grozavă în privința modelelor electrice. Ei au mers până acum mai mult pe plug-in, pe hybrid-uri de-alea Toyota Prius. Ei au fost primii care au făcut un hybrid de genul ăla, dar modelele lor electrice nu excelează. Alea hybrid mi se par mult mai cinstite. Da. Da. E o altă discuție. Să vorbim despre super bateriile astea. Ar fi vorba de baterii care ar putea asigura unui automobil obișnuit, o mașină obișnuită, un sedan, o berlină, autonomii de până la 1200 de kilometri și care ar putea fi încărcate în mai puțin de 10 minute. Deci în sfârșit s-ar apropia așa de ce ne-am dorit cu toții. Cum a fost la telefon când s-a trecut la litiu. Nu știi că erau nichel alea, dar trebuia să o încarci doar când se descărca complet și pe urmă te ținea două săptămâni și pe urmă au apărut alea cu litiu pe care le puteai încărca oricând și se încărca foarte mult mai repede telefonul, atât că nu mai țineau la fel de mult, na. La telefon este jurnalistul Auto, Mircea Meșter, de la Autocritica. Bună dimineața, Mircea! Neața! Neața. Salutare, oameni buni! Bună dimineața! Salutare celor care vă ascultă! Bun, vorbim despre așa numitele baterii în stare solidă. Care sunt avantajele teoretice, am văzut, dar acum eu știu că în inginerie nu poți să nu mai câștigi. Adică nu poți doar să câștigi. Câștigi pe o parte, mai pierzi pe alta. Care ar fi problemele cu această tehnologie? De ce nu e funcțională acum? Da, mă rog, nu-s neapărat probleme, cât sunt provocări. Hai să le spunem provocări, că e mai simplu. Mamă, ce limbaj corporatist! Nu, dar să spun de ce spun asta. Da. Pentru că toate problemele care există și care au existat vreodată în legătură cu ceea ce numim acum mașini electrice, au început să se rezolve treptat. Și o să vorbim un pic și despre solid state, dar vreau să vă duc un pic în timp, 12 ani înainte. Da, acum 12 ani, în 2011, când în România au apărut primele mașini electrice și în Europa au apărut primele mașini electrice, care aveau superbă autonomie de 120 de kilometri. Atât, avea 120 de kilometri. Erau niște experimente și... Am testat, într-adevăr, nu știu dacă acum... Am testat primul model de BMW i3. Da, și ăla era încă foarte bine, foarte bine. Am întrebat dacă 60 de kilometri erau. Da, am întrebat dacă pot să mă duc până la Brașov și înapoi și mi s-a recomandat mai bine să mă învârt în jurul casei. Cred că vorbește de Zoe, Mircea. Nu, înainte de Zoe și înainte de i3 au existat câteva modele, Mitsubishi i-MiEV se numea. Unul dintre ele era o mașină foarte mică de oraș și Renault a lansat Fluence ZE. Era un sedan compact, tot așa electric, ambele aveau autonomie de 120 de kilometri. Au trecut 11 ani de atunci, dar 12 ani de atunci, că era 2011, și în momentul de față am ajuns la autonomii de 6-700 de kilometri reale, pe bune, pe unele modele ultra premium, destul de scumpe, și hai să spunem că pe mașinile, nu știu dacă accesibile neapărat, dar pe mașini de prețuri medii pe plaja electricilor vorbim de autonomii de 400 km plus reale, am eu una în curte. Deci funcționează și e toată, foarte, foarte ok. Acum, ceea ce anunță Toyota e foarte, foarte interesant, pentru că, așa cum a spus foarte bine Vlad, Toyota a stat la cutie până acum, nu s-a concentrat pe mașini electrice și a dezvoltat gama de hibride și a declarat, mă rog, oficialii Toyota au declarat deschis mereu atunci când au prins ocazia, că pentru ei hibridul va fi în continuare tehnologia de viitor, cel puțin până după anul 2030, când vor trebui să treacă toți pe electrice, cel puțin în Europa. Iar faptul că Toyota a anunțat oficial, este un anunț oficial, atenție, deci n-a scăpat vreo informație pe undeva printr-un comunicat de presă. Ei au făcut un eveniment foarte mare în Japonia, cu toată presa de acolo, de toate felurile, economică, auto și așa mai departe, în care au anunțat nu doar un plan de a aduce niște baterii solid state care s-a dus să ajungă la o anumită autonomie, ci niște pași. Sunt 5 pași foarte importanți, de acum până în 2029, care vor duce bateriile actuale la un anumit nivel de autonomie și vor scădea prețurile lor, că și asta e foarte important, revenind la provocările despre care vorbeam la început, și vor de ulterior pasul 4 și pasul 5, ultimii pași, practic, în dezvoltarea acestor baterii, va fi lansarea acestor baterii solid state,
care vor ajunge la autonomie de 1500 de kilometri, așa a spus Toyota, atenție, ăsta este 1500 de kilometri în 2029, care vor fi montate în primul rând pe modelele Lexus și apoi pe modelele Toyota. Să vedem dacă vor reuși. Da. Da, provocările sunt legate în special de durabilitatea acestor baterii, pentru că ele în momentul de față permit mai puține cicluri de încărcare față de bateriile litiu-ion pe care le știm în momentul. Bateriile litiu-ion permit, cred, vreo 10.000 de cicluri de încărcare, nu vreau să greșesc. Da, ceva de genul ăsta. Tehnologia nu am cifre în momentul de acum dat. La bateriile solid state, baterii uscate, să le spunem așa, în română ar fi, sunt, cred că, pe la de ordinul sutelor. Da, ok. Ce face Toyota în momentul ăsta este să lucreze cu chimia bateriilor. Până la urmă totul stă în chimie. E foarte interesant de discutat despre baterii. Bineînțeles, putem să avem o discuție care durează o oră, dacă vreți, dar nu avem timp acum. Dar, sincer, mi s-a făcut semn că mai avem 2 minute. A, bun, perfect, excelent. Deci rezolvăm problema foarte, foarte repede. Dar mie mi se pare foarte important și foarte interesant primul pas. Adică 1500 de kilometri în 2029, când Toyota spune va face. Asta okay. E clar, pentru că japonezii, în principiu, nu se avântă în anunțuri inutile pentru ca după aia să o dea cotită și să se ascundă de preț. Trebuie să fie și niște prețuri accesibile pentru bateriile astea, deocamdată sunt exact. Cam scumpe. Și asta vreau să zic, cei mai importante, de fapt, sunt primii pași din acest plan, 1, 2 și 3, pentru că primii pași nu fac decât să îmbunătățească bateriile pe care le avem în momentul ăsta pe mașini. Uh-huh. Și asta ar însemna că, conform planului Toyota, până în 2026, adică peste 3 ani de acum înainte, autonomia bateriilor mașinilor electrice Toyota de acum, pentru că Toyota are o mașină electrică, se numește BZ4X și are și Lexus niște mașini electrice, se va dubla. Această autonomie se va dubla, adică va ajunge undeva la 900.000 de kilometri și, foarte important, vor costa cu 20% mai puțin. La concret, în România, mai devreme vorbeam cu Zaf. Zaf folosește o mașină electrică zilele acestea de la un car sharing. El mi-a povestit că a fost la 3 stații de încărcare până să găsească una care funcționează. Practic, m-a luat o oră jumate ca să încarc 23 de minute. Da. Și acolo a reușit să încarce, a stat în soare 20 de minute, deci e mult interes pentru baterii, dar pare să fie puțină preocupare pentru infrastructura de încărcare, cel puțin în România. Tu ești posesor de mașină electrică de câțiva ani. Spune-ne dacă ai constatat vreo schimbare în privința răspândirii stațiilor de încărcare în țara noastră. Schimbări majore, dar suntem încă în urma Europei de Vest. Asta trebuie să spunem cu subiect și predicat fără discuție, pentru că la noi lipsesc ceea ce se numesc hub-uri de încărcare ultra rapid. Adică pâlcuri, să spunem, de stații de încărcare care sunt în același loc și care oferă puteri foarte mari. Din Budapesta până în Portugalia am făcut drumul ăsta cu electrica în primăvara asta, sunt aceste hub-uri și asta te permite să găsești mereu. În România încă nu sunt, vor exista probabil și în România. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc Mircea Meșter, jurnalist auto de la revista Autocritica, mulțumesc pentru explicații. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.